Craiova l-a demis astăzi pe bulgarul Ivailo Petev. Cele două eșecuri din ultima săptămână fiindu-i fatale, eliminarea din Cupa României și înfrângerea cu FCSB. Prima întrebare. Vă surprinde? Pandi. Da. De ce da? Pentru că era acolo sus, se bate pentru locul 2. De ce dat afară? Pentru cupă? Păi nu, eu întreb, nu zic că pentru asta. Deci acum un an, doi, antrenorul care a gândit nu altfel... Pentru cupă, că a pierdut strategia. Acum un an, sau când a fost? Cu Reghe sau cu cine a fost? Cu Reghe, nu? Nu mai știu, 2 ani. Ala cu Sepsi? Da, cupa s-a dus cu echipa a doua și a pierdut și meciul din campionat imediat după cupă. Cu cine a fost? Cu Reghe? Nu mai știu că a fost. Ok, da, acum ceva timp a fost un antrenor care joacă în cupă cu echipa a doua, pierde cupa, pierde și campionat. Aolo, ce mare tâmpenie, ce mare nu știu ce. Vine un antrenor care nu mai face nicio greșeală, joacă cu cât de cât echipa cea mai bună în cupă, cât de cât echipa cea mai bună, în opinia lui, în a mea, nu prea a fost, dar în opinia lui, cea mai bună în campionat și le pierde pe amândouă. De ce să-l dai afară? A făcut ce trebuie și se poate să nu câștigi meciurile. Care e problema? Data trecută l-ai dat afară că n-a făcut ce trebuie. Nu, de fiecare dată antrenorul a fost dat afară că n-a avut rezultate. Ăsta este... Stai, nu, care? Ce rezultate? Craiova este într-o situație excepțională de a prinde locul 2. Cum adică nu rezultate? Craiova a fost eliminată de Oțelul acasă. Ți se pare în regulă? Mi se pare că în momentul ăsta Oțelul poate să elimine pe oricine. Păi dată, eu ca patron al Craiovei am dreptul să accept că mă bate Oțelul dar acasă? În campionat ești unde ești, nu? Okay, te bați pentru locul 2 cu șanse mari să termini pe locul 2. De ce să-l dai afară? Cum să te bată Oțelul acasă? Și de maniera aia, cum clar. Să te bată Oțelul? Păi Oțelul a bătut aproape pe toată lumea în deplasare. Cum adică cum să te bată? Te bate cum i-a bătut pe toți. Nu, i-a bătut pe toți. Nu i-a bătut pe cum toți. Adică nu i-a diferențele bătut pe toți? Între Oțelul pierde și... tot anul ăsta unul sau două meciuri în deplasare. În rest câștigă sau face egal cu toată lumea în deplasare. Cum de adică? Pani, dacă tu accepți cu așa seninătate că Oțelul trebuie să o bată pe Craiova, tu spui mie ce obiectiv ar trebui să aibă Craiova în sezonul ăsta ca să fie rezonabil pentru un antrenor. Care? Spune-mi tu obiectiv. Nu. Care obiectiv să fie? Nu locul mi se pus seninătate că o bate Oțelul. Dar Oțelul bate sau face egal cu toată lumea. Asta vreau să spun. Adică nu e ceva. Oțelul nu vine după 7 meciuri în deplasare pe care le-a pierdut și acum s-a găsit la Craiova să câștige meciul. Am înțeles asta, dar Craiova are de 3 ori bugetul Oțelului. Aduc un antrenor pe care cred că îl plătesc mai bine decât Dorinel, deși și Dorinel îl plătește bine. Dar asta cu aduc un antrenor e ok. Dar tot aduce antrenori de câțiva ani. Tot antrenorii pleacă de fiecare dată și ce se întâmplă la Craiova? Pe cine să plece, patronul? Nu, eu nu am... Tu spui ce vrei tu. Eu îți spun ce... Păi nu, eu îți spun realitatea. Tu îmi spui ce crezi. Tu spui că nu e de vină neapărat antrenorul la Craiova. Antrenorii de fiecare dată. Nu știu că unul sau că altul n-or fi de vină. Nu am de unde să știu. Dar de fiecare dată antrenorul pleacă și lucrurile nu se schimbă. Că aia e cea mai mare problemă. Lucrurile nu s-au schimbat în bine deloc. S-au schimbat în bine? Nu. Poate acum, cu locul ăsta, 2, care este au posibil. Au fost pe locul 2, nu e. Au mai fost când eram mai mici. Nu, ești cu Vergu. Păi asta zic, acum câți? 3-4 ani cu Petrescu atunci, vreo 3 ani. De atunci n-au mai fost, da? Dar acum iar sunt în situația de a fi pe locul 2. Vă surprinde demiterea lui Petre? De când ați auzit, v-a mirat sau a zis, era normal să fie așa? Nu m-a surprins foarte tare, mă surprinde că vine într-un moment în care nu e o altă soluție. De unde adică... știți că poate e? Păi nu e. Înțeles că e Dragoș Bon, nu cred că asta va fi soluția. Pentru... Deocamdată. Deocamdată, da. Problema e că bate la ușă meciul cu Farul, vineri joacă. Vineri, da, azi e miercuri. Și eu cred că nici acum Craiova n-a abandonat total lupta pentru... chiar pentru titlu. Hai să spun de ce. Eu știu cum faci calculele când tragi speranțe. Spui, dom'le, ce mă, Rapidul a pierdut 3 meciuri la rând. De ce n-ar pierde și ăștia? De ce n-am pierde noi la CFR? E posibil? E posibil. Rapid ne-a bătut în ultimele 4 meciuri. E posibil să pierdem 2 meciuri la rând. Și Craiova, dacă, mă rog, n-are meciuri ușoare acasă cu Farul și în deplasare la Sepsi, poate o gândesc, dom'le, puteți veni la 4 puncte. Avem un meci, mai trebuie o dată să tușească. E...
cred cu convingere că ăla a fost momentul decisiv. Faptul că a fost eliminată din cupă. Pentru că în cupă părea că e foarte simplu. Fiind și ultimul meci din seturi, era doar Craiova. Și e adevărat. Și eu sunt de acord cu ce zice Pani. E foarte greu să-i bați pe Oțelul. Mai ușor îi bați la Galați decât să-i bați acasă. Dar problema asta este... Abordează meciul cum l-ai abordat pe la Galați. Ok, acolo a fost și un offside care nu s-au tras linie, că nu mergea așa, și poate zăpadă și nicio. Poate nu câștigai. Cred că a fost și o conjunctură total nefavorabilă lui Ivailo Petev. Faptul că cei mai buni trei jucători au lipsit. Și când toată lumea vorbește de noi, vorbește de Olaru și Coman. Când toată lumea vorbește de Craiova, vorbește de Mitriță, dar și de Bancu și Screciu. Așa e. Și atunci, în momentul în care tu n-ai trei jucători care poate sunt mai importanți decât ceilalți opt, cred că a gândit-o exact așa Mihai Rotaru. Bă, uite, am ieșit din cupă, dacă măcar ne scoatem în campionat, îi batem pe FCSB, e altceva, merg în continuare cu tine. Dacă nici aici nu se întâmplă nimic, aduc pe altcineva. Și probabil că va aduce, că nu cred că va rămâne așa, doar că, uite, meciul ăsta, dacă nu-l câștigă, chiar că nu mai am nicio șansă și pot pierde și șansele la locul 2. Adică diminua șansele la locul 2, nu, de pierdut nu se pot pierde. Cred că miza principală a Craiovei acum este să nu rateze Europa pentru exact. Al doilea an la rând, cred, nu? Ei nu au fost în Europa anul trecut. Nu au fost în Europa în sensul de să fie la startul cupelor europene. Apar câteva variante, chiar dacă va fi un interimar. Să vedem dacă va fi pentru meciul cu Farul sau până la meciul cu Farul se va numi un antrenor sau după meciul cu Farul. Până la meciul cu Farul numai când? Mâine. Ok. Am înțeles, s-a anunțat că va fi pe bancă Dragoș Bun. S-a anunțat în sensul că trebuie să faci un anunț, cred că și pentru echipă și pentru jucători. Nu spun că se va numi. E posibil orice oricum la noi, din moment ce demiți antrenorul cu două zile înainte de meci. Sunt anunțate, vehiculate numele lui Rădoi și Gâlcă. Te întreb de Gâlcă, Pandi. Știu că ai o relație foarte apropiată, ați rămas prieten de când ați jucat împreună la Steaua. Crezi că s-ar plia pe cei acolo? Prima întrebare. Pe cei acolo? Nu mă refer doar la Lot. Pe cei acolo, la Craiova. Am înțeles, mi-ai răspuns. Nu, e greu să văd, pentru că au fost antrenori care credeam că sunt buni pentru Craiova și care au plecat cum au plecat de acolo. Nu știu dacă cineva mai e bun în momentul ăsta. El poate să fie o soluție. Am văzut că astăzi spune că este antrenor și că trebuie să-și facă meseria și întreba dacă s-ar duce. A spus că da, m-aș duce pentru că asta e meseria mea. Dar Rădoi am crezut că e bun, am crezut că e bun. Regenkamp am crezut că e bun, am crezut că e bun. Și uite că nu s-a întâmplat nimic bun până la urmă. N-ai de unde să știi. Rădoi... Să se opresc la Gâlcă. A doua întrebare. Te-a sunat să-și ceară un sfat? Asta tu știi că nu... Nu ce nu, sfat, dacă nu, te-a sunat să-ți ceară un sfat. Vorbesc cu el. Nu să-mi spui ce vorbesc cu el. Nu spun nimic niciodată, că așa e normal. Vorbesc cu el mereu, da. E prietenul meu, n-am cum să nu vorbesc cu el. Și normal că discut orice cu el. L-ai vedea acolo? Da. Ok. L-ați vedea pe Gâlcă acolo? N-am lucrat cu el, nu-l cunosc absolut deloc. N-am absolut nicio idee. Ok. Am avut o sigură discuție cu el. Mihai Rotaru este cu noi prin telefon. Domnul Rotaru, bună seara! Bună seara, bună seara! Bun, discutam aici despre această înlocuire care vine cumva așa, pe neașteptate, mai ales că peste două zile aveți meci. Explicați-ne... Dacă presa scrie de două săptămâni, că urmează să fie schimbat, ceea ce nu era real la vremea respectivă. De ce spuneți că este neașteptată? Că e cu două zile înainte de meci. Poate acum două săptămâni nu era atât de surprins. Zic, glumesc, evident, acum. Da. Spuneți-mi ce argumente ați avut pentru această despărțire. Nu, au fost lucruri interne și decizia de comun acord. Noi ne-am văzut aseară, stabilisem condițiile rezilierii
Doar că inițial vreau să terminăm, dorința mea era să terminăm la sfârșitul acestui campionat, să nu facem o schimbare. Deja aveam încă două schimbări de antrenor. Și așa stabilisem, după care el a zis, nu, aș vrea totuși după meciul cu Paru, ca să ajutăm echipa, să nu simtă nimic, iar astăzi dimineață s-a ajuns la concluzia că e mai bine să o facem de azi. Ce înseamnă e mai bine? Mai bine, ce poate să înseamnă? Mai bine pentru echipă, nu? Dar de ce era mai rău dacă rămânea PTV? Nu, putea să fie, ok, și cum sunt, e un grup, este un grup dinamic, jucătorii poate să simtă anumite lucruri și atunci noi avem nevoie ca toată lumea să fie focusată, pentru că avem șapte meciuri foarte dificile, în care toată lumea trebuie să fie concentrată pe ceea ce urmează să se întâmple. Spuneți-mi, a contat eșecul cu FCSB sau a contat eliminarea din cupă? Nu neapărat. Sigur, fiecare a avut o părticică, dar până la urmă contează că s-a ajuns la o reziliere amiabilă, nu au fost probleme. A fost dureros, foarte dureros, prima dată în ordine cronologică eșecul din cupă și foarte dureros, poate și mai dureros, și eșecul cu FCSB-ul, pentru că noi puteam să intrăm într-o luptă pentru campionat dacă aveam un rezultat bun pe Național. În favoarea lui Petev nu poate fi următorul argument. La meciul cu Oțelul au lipsit doi jucători care probabil vor fi ca titular la Euro. În meciul cu FCSB au lipsit aceiași jucători plus Mitriță. Poate avea argumentele astea Petev atunci când se apără în fața dumneavoastră? Nu e vorba aici de o apărare sau nu e vorba de argumente. Am ajuns la concluzia că drumul nostru împreună s-a terminat astăzi. Nu mai e vorba să ne doacem în spate. Sigur că au fost, aici nu au fost acuzații și apărări la acuzații. Nu. Petev e bărbat, Craiova știți foarte bine cum se pune problema. Ne-am strâns mâna și am mers fiecare pe drumul nostru, în condițiile în care avem o relație bună. Da, nu, eu întrebam doar chestiunea asta pentru că atunci când de la o echipă lipsesc cei mai importanți doi sau trei jucători, mi se pare complicat să plătească antrenorul. Dar poate că au fost și alte cauze. Nu a plătit, am spus-o. Cum n-a plătit dacă pleacă de la echipă? Mai puțin. S-a ajuns la o reziliere amiabilă. Nu s-a pus problema, adică nu a plecat că a pierdut cu FCSB-ul și că a pierdut cu Galați. Nu, despre asta este vorba. Bă, trebuie să fie un motiv pentru care se desparte un club de un antrenor sau un antrenor de un club. Nu poate să... Sunt mai multe motive. Este un conglomerat. Sunt mai multe lucruri care au contat. Dar nu venim aici, adică nu s-a pus discuția, uite, pentru că ai pierdut cu Galați și cu FCSB, vreau să ne despărțim. Nu s-a pus problema așa niciodată. Bun, pentru meciul cu Faru, ați anunțat o pereche de antrenori, sau mă rog, antrenorii care o să pregătească meciul. E posibil până la meciul cu Faru să numiți un alt antrenor sau după acest meci cu Faru? Sau cum gestionați situația? Antrenorii pe care am anunțat, eu nu știu să fie anunțat un antrenor pentru meciul cu Faru în presă. Sau văzusem în presă, nu un anunț oficial, da, aici... Păi cine anume? Papură și Bon. Este greșit. Nu s-a luat niciodată în considerare opțiunea Papură. Echipa va fi condusă de Dragoș Bon. Ok, deci Dragoș Bon. Și există varianta să numiți un antrenor până la meciul cu Faru? Până în data de 17 aprilie nu vom numi un antrenor. Asta nu înseamnă că vom numi pe 17, dar cred că optimistic vorbind, 17-18 este o dată fezabilă pentru numirea unui antrenor. Dar până atunci, cu siguranță nu, pentru că e o situație nouă pentru noi, nu am fost pregătiți pentru ea. Nu vrem să punem un antrenor doar până la sfârșitul sezonului, vrem să punem un antrenor pentru o perioadă mai lungă de timp. Și atunci trebuie să cântărim foarte, foarte bine. Avem o serie de discuții deschise începând de aseară, pe care le vom continua săptămâna aceasta. Unii n-au fost disponibili pentru discuții mâine, poimâine, vor fi săptămâna viitoare, de aceea spun că mai devreme de 17 aprilie nu este fezabil ca Universitatea Craiova să aibă un staff nou. Aveți mai multe nume pe listă sau aveți o listă în care e numărul 1, numărul 2 și o luați în ordine sau deschideți mai multe piste? Avem o listă mai lungă de nume, neprioritizate. Ah, ok. Și încercați... Au apărut câteva nume în presă. Vă întreb dacă, mă rog, Gâlcă, Rădoi, Neagoe, astea le-am văzut eu, poate au fost și altele vehiculate, se află pe această listă pe care o aveți dumneavoastră? Orice antrenor de valoare și care nu este sub contract în acest moment, sau și dacă este sub contract, putem discuta,
este o opțiune pentru Universitatea Craiova. Poate să fie un antrenor român, poate să fie, deci, care este în România la ora actuală, poate să fie un antrenor român, dar care nu lucrează în România, lucrează în altă țară, da? Poate să fie un antrenor străin. Dar în acest moment, cel mai mult și cel mai mult, înclinăm spre un antrenor român. Antrenor român înclinați, în momentul ăsta. Dar asta nu înseamnă Am că înțeles. Este opțiunea de antrenor străin. Bun, indiferent care va fi numele antrenorului, care va fi sau dacă va avea un obiectiv pentru acest final de campionat? Obiectivul îl avem indiferent de cine va fi antrenor, să câștigăm fiecare meci. Avem în continuare podiume. Am ratat obiectivul principal de după sezonul regular, care era Cupa României, și atunci ne rămâne al doilea obiectiv, ca noi să terminăm pe podium. Am înțeles. Câți antrenori ați avut în acest sezon, domnul Rotaru? Deci a fost Petev înainte... Neagoe. Da, Neagoe, Reghe. Reghe și Petev. Și dacă putem să spunem că am avut doi, de fapt, pentru că Reghe a plecat el. Nu s-a ajuns la o reziliere cu Reghe. Nu, eu nu mă refeream ce antrenori au fost rezilieri sau nu. Câți au antrenat la Craiova? Asta era ideea pe parcursul acestui. Nu punem interimari aici, pentru că dacă pleacă un antrenor și rămâne cineva din cadrul clubului, nu putem să spunem că a fost antrenorul Universității Craiova. Dar au fost trei antrenori. Neagoe, Regenkamp și cu Peter, cu Ivailo. Bun, ei până la urmă, sub o formă sau alta, să zicem, au plătit că au plecat, sau mai puțin la Reghe, care a dorit el să plece la mai bine. Spuneți-mi dacă aveți să vă faceți un reproș în acest campionat dumneavoastră și care ar fi cel mai important reproș referitor la situația care vei până în momentul de față, nu că n-ar putea să termine în obiectiv și anume să meargă în cupele europene. Alegerile pe care le-am făcut. În rest, toți antrenorii au avut sprijinul meu total. Fiecare antrenor și-a adus jucătorii pe care i-a dorit, sigur cu excepția lui Regenkamp, pentru că era venit la mijloc, n-a prins o perioadă de transferuri de mercato. Dar Neagoe, ceea ce și-a dorit, a primit. Ivailo și-a dorit 5 jucători, toți cei 5 au fost aduși la cererea lui. Da? Și atunci, în ceea ce privește partea sportivă, exceptând alegerile din anumite momente, nu pot să reproșez. Uh-huh. Dar inspirația, hai să spun. Am înțeles. Spuneți-mi care e situația cu diferendul acesta financiar cu Regenkamp. Are, nu are să vă dea bani? Am văzut o declarație a lui pentru Fanatic în care spune că nu... Are să dea bani și clubului și mie personal. Dumneavoastră personal, bănuiesc că i-ați dat un împrumut sau cum, sub ce formă? Corect. Pe care încă nu l-a achitat integral. L-a achitat doar parțial, deja sunt peste, deja cred că un an și jumătate întârziere pentru ultima tranșă. Și are, spuneți, de achitat și clubului? Sigur că da. Sunt 300.000 de euro, corect sunt 200.000 de euro, plus 100.000 de euro pentru Bogdan Melisianu, pe care el și-a asumat-o în momentul în care a plecat. A spus, 100.000 de euro pentru Bogdan, îi voi plăti tot eu. Între timp a uitat. Am înțeles. Și bănuiesc că așteptați să plătească suma respectivă, că nu e o înțelegere cum lasă să se înțeleagă el că s-ar ajunge să nu plătească suma asta. Nu știu cu cine vrea să se înțeleagă, dar cu mine nu poate. Am înțeles. Două chestiuni vreau să mă întreb, domnul Rotaru. Una, care e situația cu Mitriță, Bancu și Screciu? Dacă ei vor mai absenta, revin, mai ales cu Bancu și Screciu, care sunt jucători care ne interesează în mod deosebit și pentru Euro, care e situația lor? Bancu deja a jucat în ultimul meci, este up 100%. Ok. Mitriță este up. Cu Screciu avem ceva probleme. Ce înseamnă probleme? Probleme puțin mai complicate. Adică el va... Părerea mea că va sta undeva între 4 și 6 săptămâni în momentul ăsta. O lună și jumătate din acest moment stă Screciu? 4 și 6 săptămâni, exact. Wow, asta e o veste foarte proastă și pentru Națională, pentru că suntem jumătatea lui aprilie, deci final de mai, practic tot campionatul aproape, nu? Este o veste foarte, foarte proastă, în primul și în primul rând pentru Vladi, este o veste foarte, foarte proastă pentru Universitatea Craiova și, nu în ultimul rând, este și pentru echipa Națională. Dar la el ce s-a întâmplat? Că mi-au aminte că a stat atunci în prima etapă, vă auzeam pe dumneavoastră spunând am fi putut să-l folosim, că nu era ceva grav și ulterior, recidivă sau care a fost? Da, o recidivă la accidentare.
O recidivă la accidentare, da. Și ultima chestiune, înțeleg că universitatea este deranjată de modul în care a fost făcut programul etapelor, care include și acea etapă intermediară. Și că nu este deranjată, nu este deranjată. Universitatea Craiova este furioasă. Universitatea Craiova este foarte nervoasă. Nu poți să-ți bagi joc tu Pătrulea, sau că înțeleg că Pătrulea a făcut lobby pe lângă deținătorul de drepturi. Nu poți să pui CFR-ul să joace vineri, joi, luni, iar Universitatea Craiova duminică, joi, duminică. Nu ai cum. Practic, CFR-ul nu are etapă intermediară. La vineri, joi, luni, nu are etapă intermediară. Este pe maximile posibile. Iar Universitatea Craiova joacă duminică, joi, duminică. Noi cu CFR-ul ne batem pentru locul 2 în acest moment. Atunci, dai șanse. Nu poți să-ți bagi joc. Și suntem convinși totuși că se vor schimba. Pentru că, ok, îți fură unul din buzunar 10 lei, îți fură 20 de lei, dar chiar vrea să ne ia toți banii Pătrulea? Sau e AD-ul? Da, aici pe site-ul Ligii, din ce văd eu, meciul Rapid Craiova, dacă n-a fost schimbat, este programat luni 29 aprilie, cel puțin. Au venit acum cu o schimbare pe care noi nu o acceptăm. Ne-au trimis o propunere ca noi să jucăm duminică. Duminică, joi, duminică. Ceea ce acolo instalat și pe Pandi și pe MMU, să spună ei părerea. E normal ca o echipă să joace vineri, joi, luni și o alta duminică, joi, duminică? Cum o văd ei? Dacă ar fi echipa lor în această situație, cum o văd? E discutabil, așa e. Bună seara. Normal că așa e. Nu, că mă uitam acum la FCSB cum are. Sâmbătă, joi, sâmbătă. Nu, cred că joi, sâmbătă nu se poate la 48. Nu, duminică. Miercuri, pardon. Sâmbătă, miercuri, sâmbătă. Ah. Yeah. Da. Iar noi avem duminică, joi, duminică. Același lucru. Sâmbătă, da. Sâmbătă, duminică, duminică. Același lucru. Dar adevăr, CFR-ul are vineri, joi, luni. Nu se poate. Nu este acceptabil. Da. Dacă, repet, s-a modificat, înseamnă meciul dintre Rapid și Universitatea, pentru că în continuare aici el apare luni seară, pe site-ul Ligii. Noi ne-au trimis o reprogramare în cursul zilei de astăzi. Am făcut toate adresele necesare, am spus că este inacceptabil. Nu poate unul să fie pe maxim și altul să stea... Am înțeles. Într-un interval foarte, foarte scurt. Foarte scurt, da. Domnul Rotaru, mulțumesc mult pentru intervenție și pentru dialog. O seară bună. Numai bine, seară bună. Da, ce veste proastă pentru echipa națională, în primul rând. Pentru Craiova, evident că e proastă. Screciun, că... O lună, o lună și jumătate au, deci practic nu mai joacă în acest campionat, ceea ce cam înseamnă că șansele lui de a prinde lotul lui sunt foarte mici. Un jucător care a jucat în mod constant, mai ales pe finalul preliminarilor.